Cetatea medievală Sighișoara datează din secolul al XIII-lea, după 1280. Cetatea medievală Sighișoara datează din secolul al XIII-lea, după 1280. La Sighișoara s-au construit prețile și meșteșucuri, 14 truluri de apărare, 15 prețile, 40 de meșteșucuri și 5 bastioane de artilerie. Astăzi, în cetate, puteți să parcurgeți 930 de metri de zid al cetății și să descoperiți cele 9 turnuri de apărare în picioare. Singura cetate cea mai bine păstrată din cele 7 cetăți din Transilvania, care păstrează un flux tehnologic. Adică măcelarii te iau carnea, te iau cu jocul la cojocar, coșcoaie la țesător, țesul la croitor, cătuiul la cizmar, cizmele la cătuș, cătușul la dogar și așa mai departe. Flux tehnologic pentru promovarea acestor meșteșuguri. Ca dovadă, pe strada școlii avem meșteșuguri deosebite, de data asta, noastră, foarte frumos amenajate, felicitări autorităților. Aproape de dumneavoastră, pentru că sunteți în piața cetății unde e renașterea târziei, casa cu cerb,
foarte frumoasă Casa cu Cerb, cu Centrul Cultural Român-German, unde aveți la fel un meșteșugar foarte deosebit acolo, la parter, și un pictor, Areș Cherecheș, și așa mai departe. Dar aproape de dumneavoastră, în partea stângă a mea sau a dreapta, dreapta dumneavoastră, avem turnul cu ceas, simbolul orașului Sighișoara. Are 64 de metri înălțime. Ceasul și păpușile reprezintă zilele săptămânii. După mitologia greacă sau romană, luni este zeița Diana, marți, Marte, miercuri, Mercur, joi, Jupiter, vineri, Venus, sâmbătă, Saturn și duminică ziua de odihnă și de rugăciune, ziua Soarelui. Funcționează după restaurarea acoperișului de la anul încolo și trebuie să știți că la treaba tăia toboșarului se schimbă păpușa și ziua. Foarte interesant. În partea dinspre cetate există îngerul de zi și îngerul de noapte. Ce simbolizau aceste două păpușele de 70 de centimetri din lemn de tei? Îngerul de zi iese la 6 dimineața și anunță că vine, începe munca. Intră la ora 18 pentru că se încheie munca. Funcționează. Mai este zeița dreptății și a justiției, cu cele patru turnulețe de 12,5 metri, simbolizează autonomia judiciară, dreptul de a condamna la moarte. Așa se respecta legea în cetatea medievală.